Bună ziua și bine ați venit la sesiunea Cum creștem viitori lideri pentru planetă și natură. Vă mulțumesc că sunteți aici și că ați ales să începeți ziua cu Festivalul Digital Predau Viitor. Eu sunt Gabriela Angel, parte din Asociația TechSoup și alături de mine se află colega mea, Livia Untaru, care mă va ajuta permanent să rămân în legătură cu dumneavoastră, preluând întrebările și comentariile dumneavoastră din secțiunea chat și comunicându-vă totodată link-uri care vă pot fi de folos. Și pentru a ilustra și vizual începutul acestei sesiuni, voi da share unei foarte scurte prezentări. Suntem așadar în a doua zi a Festivalului Digital Predau Viitor, ziua cetățeniei digitale. Festivalul se află la a doua ediție și este creat de noi, Asociația TechSoup. Festivalul este un maraton educațional pentru profesorii din România și din Republica Moldova, 3 zile pline de discuții despre pedagogie digitală, STEM și cetățenie digitală. Pentru o bună experiență de festival, vă recomandăm cu tărie să vizitați Padlet-ul general al festivalului, unde găsiți informații despre agendă și toate alte lucruri logistice. Și îi mulțumesc Liviei că vă va trimite în chat linkul către acest Padlet. Acestea fiind spuse, mă grăbesc să intru în subiectul sesiunii pentru că sunt foarte curioasă să aflu ce au pregătit invitații noștri din această zi pe această temă a educației pentru natură și mediu, care ne frământă și ne preocupă pe toți. Și voi avea alături de mine pe Tiberiu Andrei, coordonator educațional la Viitor Plus, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă, și pe Alina Paraschiv, coordonator de proiect al ProPark, Fundația pentru Arii Protejate. Le voi spune fie invitații mei, fie colegii mei, pentru că cred că suntem colegi de sector, nu cred, chiar suntem colegi de sector neguvernamental. Și înainte de a le da cuvântul, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră și obiectivele acestei sesiuni, obiective la care noi ne-am gândit. Vă voi lăsa să le parcurgeți, ele sunt afișate pe ecran. Și vă voi mai spune că am gândit această sesiune să fie de folos pentru toate ciclurile de învățământ și sperăm să găsiți idei, resurse și inspirație pentru activități pe care să le duceți la clasă direct către elevii dumneavoastră. Acestea fiind spuse, Alina, Tiberiu, bun venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la această sesiune. Înainte de a vă da cuvântul în totalitate, am să vă rog să vă prezentați pe scurt, astfel încât și cei care ne urmăresc să vă cunoască. Tiberiu. Ah, bună, mulțumesc frumos pentru introducere, Gabriela. Eu sunt Tiberiu Tibi de la Viitor Plus. Sunt cumva un fost cadru didactic care acum ceva ani a decis că vrea să iasă din sistem și să lucreze în zona dintre cele trei sectoare, dintre sectorul logistic, sectorul privat și sectorul public, și să aducă metode și moduri de a îmbunătăți zona educațională pe cât posibil și de a susține multiplicatorii, în speță cadrele didactice, în activitățile pe care vor să le facă, fie că este vorba de dezvoltare de competențe transdisciplinare, fie că este vorba de mai nou pentru mine în ultimii 2 ani jumătate, în Viitor Plus, în calitate de coordonator educațional, competențe pentru protecția mediului și adaptarea la schimbările climatice. Mulțumesc tare mult, Alina! Bună tuturor! Numele meu este Alina Paraschiv. Imediat după facultate am avut și o scurtă experiență în învățământ. Apoi am schimbat traiectoria profesională, ca să zic așa, și m-am angajat în sistemul bancar, unde am lucrat peste 16 ani și apoi iarăși am schimbat traiectoria, ajungând la ProPark, Fundația pentru Arii Protejate, unde am reluat, să zicem, pe lângă alte atribuțiuni, relația cu educația și am interacționat cu foarte mulți oameni în domeniul ariilor protejate și protecției naturii, proces care m-a încântat și mă încântă în continuare. Și interacțiunea cu copiii, bineînțeles, copiii, adolescenții și nu numai. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Acestea fiind spuse, haideți să începem, să trecem la treabă!
Tiberiu, mulțumesc mult! Mulțumesc frumos, o să-mi partajez și eu ecranul. Sper să se vadă ceea ce am pregătit. 2 secunde, că m-ai prins un pic în offside. Am reușit să mă prezint, o să trec mai repede peste primul slide, dacă mă și lasă tehnica. Vă spuneam că reprezint Viitor Plus, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă. Viitor Plus este un ONG care în ultimii 17 ani a dezvoltat programe de educație, programe de dezvoltare de infrastructură pentru colectare selectivă sau de împăduriri. A reușit să facă activități de voluntariat pentru mediu în diverse zone ale țării, la un nivel național, și ne dorim foarte mult să facem acest lucru într-un mod sustenabil pentru a avea grijă de generațiile care vin și a căror resurse o să avem nevoie să le protejăm. Pentru aceasta, în fiecare an dezvoltăm 7 programe care rulează de mulți ani, unele dintre ele chiar de 17 ani. Este vorba de atelierul de pânză, care este un business social în care angajații cu dizabilități sau din medii vulnerabile creează obiecte reutilizabile de tipul sacoșe de pânză și alte obiecte pentru a avea un impact cât mai mic din punct de vedere al amprentei de carbon. Bine primit, este o platformă unde susținem alte organizații non-guvernamentale să-și ofere produsele spre vânzare în așa fel încât să avem o platformă cu obiecte sustenabile, nu neapărat făcute într-o țară îndepărtată și transportate până aici. Ecoprovocarea este un program național, un concurs național de educație și voluntariat pentru mediu, adresat atât școlii primare, gimnaziale, cât și liceale. Recicleta este un program de colectare selectivă a materialelor reciclabile la nivel de București, utilizând cargo triciclete electrice și face și activități de educație pe zona de reciclare. Adoptă un copac, programul care face reîmpăduriri, în special în zona de sud a României, în zonele deșertificate. Biroul Eco este o componentă adresată companiilor în speță pentru a le ajuta să-și reducă amprenta de carbon, iar harta reciclării este programul care crește gradul de conștientizare privind reciclarea corectă, informează și de asemenea educă la nivel național cu ajutorul cadrelor didactice elevii din școli. Viitor Plus și ideea de dezvoltare durabilă este structurată pe 3 piloni. Vorbim de People, Planet, Profit, cei 3 P. Este normal să existe, ultimul dintre acestea este normal să existe în societatea noastră pentru că trăim într-un capitalism. Dar celelalte două, partea de planet și de planetă și de oameni, sunt foarte importante pentru noi pentru că ne satisfac o serie de valori organizaționale. Ne dorim foarte mult să susținem persoanele vulnerabile și persoanele care au nevoie să fie introduse în câmpul muncii. Ne dorim foarte mult să educăm oamenii care au nevoie să învețe despre diverse aspecte pentru protecția mediului și pentru utilizarea resurselor într-un mod coerent și, de asemenea, toate aceste lucruri vrem să le facem fără să afectăm mediul. Sau, dacă unde se poate, prin împăduriri, să chiar să-l susținem. Ne dorim impact pe termen lung și cel mai important aspect pentru orice ONG este acela de a deveni redundanți. Ne dorim foarte mult să nu mai fie nevoie de noi să activăm între sectorul privat și sectorul public. Și aș veni cu o întrebare către voi, dacă tot vorbeam de soluții, care este cel mai bun moment să plantezi un copac? Și știu că este un pic dificil să comunicăm, dar mă aștept la răspunsuri de tipul toamna sau primăvara de vreme, sau e important să plantezi un copac în momentul când ți se naște un copil. Am primit diverse răspunsuri de-a lungul timpului și mi-a plăcut un răspuns care spunea că cel mai bun moment să plantezi un copac este acum 20 de ani sau 30 de ani, de fapt. Și atunci o să merg cu a doua întrebare, cu care e al doilea cel mai bun moment să plantezi un copac. Și răspunsul aici este acum. Și aș vrea să luați acest copac ca, de fapt, acțiune, orice fel de acțiune de dezvoltare de tineri sau de dezvoltare de oameni,
Acest copac e o metaforă. Cel mai important moment de a face ceva este acum, pentru că Viitor Plus există, este acel celebru 1,2 grade peste nivelul preindustrial de care se tot vorbește. Sursa pe care am folosit-o eu este copernicus.eu. Și aceste creșteri în temperaturile globale generează foarte multe efecte negative și n-aș vrea să mă axez pe ele pentru că îmi doresc foarte mult să vedem și soluțiile pe care le putem oferi. Și dacă cei trei piloni ai dezvoltării durabile includ și partea de people și partea de educație, de aceea suntem aici, în special în ultimele trei componente, pe zona de conștientizare, informare și educare. Noi oferim trei tematici principale în Viitor Plus, pe care le susținem și le oferim ca materiale pentru cadrele didactice și orice multiplicator, inclusiv pentru alte ONG-uri sau pentru alte persoane doritoare să facă educație pentru generațiile viitoare, pentru ca aceste generații să se bucure de mediul din care facem parte și, din păcate, să vorbim și de adaptarea la schimbările climatice, pentru că în zilele noastre schimbările climatice se întâmplă. Chiar ieri, 1 noiembrie, am ieșit în pantaloni scurți afară, ceea ce nu știu neapărat dacă e un lucru bun sau un lucru rău, dar e destul de vizibil, sunt destul de vizibile efectele la nivel și național chiar. Ne dorim foarte mult să oferim un exemplu propriu și să oferim Recording stopped. bune practici. Să oferim bune practici la nivel de organizații și Recording in progress. să dăm mai departe ceea ce cunoaștem și ceea ce am testat deja, în special către voi, către cadrele didactice care lucrați la firul ierbii. Un lucru pe care am încercat să-l facem în zona educațională este acela de a așeza la masă mai mulți actori implicați în zona educațională, și despre care o să vorbesc puțin mai departe. Componenta educațională a programelor Viitor Plus, câte o componentă este în fiecare dintre programe. Și vă povesteam despre Recicleta. Aceste patru programe pe care o să le prezint acum, ele în acest moment încă permit înscrierea cadrelor didactice pentru diverse proiecte, în special pe zona de informare și susținerea cadrelor didactice pe introducere în tematici, pe cum reciclarea, când este vorba de recicletă în cazul de față, dar fiecare dintre ele mai oferă și încă ceva. Recicleta oferă webinarii pe zona de pe tematica reciclării și de asemenea oferă cutii pentru colectare selectivă pentru școlile, dar se adresează doar municipiului București. Dacă doriți mai multe detalii, puteți să intrați pe recicleta.ro. Adoptă un copac are o componentă practică și teoretică legată de importanța pădurilor. Se adresează la nivel național, dar cu focus pe zona de sud, cea deșertificată din România. Spre exemplu, toamna și primăvara, colegii de la Adoptă un copac, pe lângă webinariile pe care le fac pentru cadrele didactice, ei oferă puieți, pachete de puieți pe care școlile le pot planta la nivel local, în curtea școlii sau în zonele adiacente școlii. Așadar, dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă invit și dacă aveți nevoie de acei puieți sau puieții fiind la pachet și cu un ghid de îngrijire și de plantare corectă, apropo de zona de educare. Harta reciclării, ea oferă foarte multe informații despre modul de reciclare corect și de asemenea oferă o hartă interactivă unde puteți să observați punctele cele mai apropiate unde se poate colecta un anumit tip de material spre a nu ajunge deșeu, spre a nu ajunge la groapa de gunoi. Colegii de la Harta Reciclării, de asemenea, oferă materiale pe zona de economie circulară și formare pentru cadrele didactice. Ei tocmai au avut o serie de webinarii pe diverse niveluri educaționale, că e vorba de primar, că e vorba de gimnazial, că este vorba de liceu. Și al patrulea program cu o componentă educațională mare este Ecoprovocarea. În Ecoprovocarea, înscrierile sunt deschise până pe 15 decembrie. Aceasta este, de fapt, un cadru, o competiție de dezvoltare de noi abilități și de informare a tinerilor despre problematica de mediu,
cu materiale gratuite pe care le oferim și instructaj din partea colegilor de la Ecoprovocarea. Are o componentă de voluntariat de mediu, pentru că noi ținem foarte mult la partea practică și inclusiv în primăvară ne dorim să dezvolte inițiative de cetățenie activă la nivel de comunitate locală, toate acestea generând puncte, generând un clasament, iar la final existând o serie de premii, în special pentru licei. Se întâmplă o tabără de dezvoltare personală pentru lideri de mediu în fiecare an, undeva în august. Și ca să vă dați seama ce se poate întâmpla la nivel național în momentul când doar oferim un cadru, pentru că acești tineri, împreună cu cadrele didactice cu care colaborează, ei împreună se organizează, noi doar le oferim consultanță și materiale spre livrare, plus know-how-ul pe care îl avem, bune practici din trecut. Au reușit în 13 ani să colecteze peste 1 milion de kilograme care ar fi, de deșeuri, de materiale care ar fi ajuns deșeuri și au făcut peste 70.000 de ore de voluntariat. O fi mult, o fi puțin, nu știm, dar este acel cel mai bun moment să plantăm un copac de care povesteam anterior. Și un alt lucru pe care îl facem și ne dorim inputul profesorilor este acela de a participa la grupul de lucru format de administrația prezidențială, împreună cu Ministerul Educației, pe tematica educației de mediu în școli și a schimbărilor climatice, de unde a reieșit metodologia de aplicare a săptămânii verzi de anul trecut și inclusiv aceea de anul acesta. Deși există o platformă a Ministerului, noi în primăvară am lansat un site al nostru unde am adăugat toate materialele pe care le-am testat de-a lungul timpului și care au funcționat. Noi avem foarte multe alte materiale care sunt în curs de refacere, pentru că aceste materiale se schimbă și ați văzut datele se schimbă de la un an la altul și trebuie tot timpul să le updatăm să nu rămânem în urmă, nu putem să furnizăm materiale care să nu fie corecte din punct de vedere educațional. Iar aceste materiale le puteți găsi gratuit și descărca gratuit de pe viitorplus.ro/educaționale și tot acolo veți găsi și o serie de înregistrări a unor webinarii. Aceste materiale vor fi adăugate pe măsură ce le facem, ce obținem resurse și reușim să mai adăugăm și să îmbunătățim oferta pe care o avem. Cu ajutorul susținerii Ministerului, sperăm noi, printr-un parteneriat pe care ne dorim de ceva vreme. Un lucru pe care aș vrea să-l precizez legat de informarea despre schimbările climatice și despre protecția mediului în general, sunt foarte multe surse pe care puteți să le căutați. Ce vă recomand este să nu reinventați roata. Sunt foarte multe materiale create, nu are sens să pierdeți vremea și să investiți timp în a crea de la zero, pentru că multe sunt în online și pot fi luate de la diverse organizații non-guvernamentale, de pe platforma Ministerului, de pe Viitor Plus, după cum vă spuneam, dar recomandarea mea în momentul când oferiți informații tinerilor, abordați o poziție sceptică despre informațiile pe care le găsiți în online și căutați-le în trei surse. Nu o să intru în foarte multe detalii, dar vă invit, dacă sunteți din București și nu numai, să intrați pe platforma de mediu.ro. Există o cercetare foarte bine făcută de anul trecut despre București și despre impactul schimbărilor climatice în București. Dacă la nivel mondial vorbim de o creștere de 1,2 grade, în București se mai adaugă încă un grad peste acesta. Deja este o temperatură care, o diferență foarte mare de temperatură. Ce regăsim în materialele educaționale pe care le furnizăm în Viitor Plus? Sincer, este o platformă unde descoperiți, deci viitorplus.ro/educaționale, câteva filtre unde puteți să vă alegeți nivelul educațional pe care vi-l doriți și tematica care este relevantă pentru clasa dumneavoastră. Noi avem disponibile deocamdată 29 de materiale, dar acele pe trei tematici diferite, dar acele 29 de materiale sunt de fapt module. Multe dintre ele sunt module care au până la 10 sesiuni de 50 de minute și avem și o serie de activități practice pentru Săptămâna Verde în special, pe care le-am numit noi la cheie, cu o minimă experiență și cu o minimă pregătire și cu resurse minime, pentru că știm că o problemă pentru implementarea săptămânii verzi sunt resursele financiare și materiale. Ne-am dorit ca aceste activități să fie foarte ușor de implementat. Și pentru structura pe care am abordat-o, am abordat o structură undeva între formal și non-formal,
Și o să mă axez pe zona de non-formal pentru că Săptămâna Verde este una dintre zonele în care putem să trecem de la material încadrat în 50 de minute, pentru că așa ne cere programul școlar, putem să ieșim din tiparul standard. Și pentru orice material pe care îl furnizăm, noi recomandăm structura de teorie, informarea a participantului, pentru că orice elev are nevoie să știe, spre exemplu, care sunt criteriile de reciclare. Este nevoia ulterior de o activitate practică pe care să o facă, să pună mânuța și să dezvolte abilități în direcția respectivă și mai ales componenta de reflexie. Activitatea practică este relevantă, dar componenta de reflexie este cea care solidifică angajamentul tânărului spre a face lucrurile pe termen lung. Și aceasta poate genera și sperăm noi să schimbe comportamentul tinerilor în a fi mult mai activ și aș dori să cunoască mai multe despre lucruri și acest ciclu continuă pe termen nedeterminat. Și vă dau exemplu de câteva activități pe care le-am defalcat în materialele de pe site. Avem un material care prezintă o campanie de conștientizare. Tematica puteți să o alegeți dumneavoastră. Noi am folosit zona de reciclare corectă. O campanie de conștientizare în social media în care dezvoltăm toți pașii de care este nevoie pentru a atinge punctele pe care, sau mă rog, a schimba comportamentul comunităților din care facem parte. Avem și activități mai simple care nu sunt ieșite din comun și sigur v-ați gândit la ele, cum ar fi plantarea la ghiveci sau plantarea în curtea școlii, doar că oferim criterii și structuri coerente pe care puteți să le aplicați de la zero, chiar și fără cunoștințe în domeniul respectiv. Una dintre sugestiile pe care le avem noi este aceea de a vă poziționa ca fiind facilitatori în activitățile respective. Și nu o să intru mai mult în detaliu, dar o să vă prezint o activitate în câteva minute în care mi-au mai rămas. Este vorba de un târg de economie circulară. Dacă vorbim de economie circulară, vorbim de trei principii. Vorbim de RRR, de reducere, reutilizare și reciclare. Despre reciclare se vorbește foarte mult, nu vreau să intru în cifre, diferă foarte mult de la zona la zonă. Dar un lucru pe care putem să-l facem înaintea reciclării, reciclarea deja este ultima soluție pe care o avem, este aceea de reutilizare. Târgul de economie circulară este o activitate foarte simplă, care, după cum vă spuneam, vine întâi cu informație, dacă doriți să o faceți separat pentru elevii dumneavoastră, și ulterior este activitatea practică. Orice activitate de educație non-formală necesită mult mai mult efort, poate, decât o activitate clasică didactică și necesită, poate, chiar colaborare cu alte cadre didactice. Și necesită o pregătire în care noi dăm la liniuță cam toate lucrurile care trebuie pregătite și situații sau recomandări din experiențele noastre. Târgul de economie circulară presupune ca participanții să vină cu 1, 2, 3 obiecte, depinde cât decideți dumneavoastră, pe o anumită tematică, pe o anumită categorie și să le pună la comun. Spre exemplu, un lucru de care eu nu mai am nevoie, dar este încă bun și în stare de funcționare, să-l aduc la acest târg, să-l schimb pe un alt lucru care mă pasionează. Se generează foarte multă energie și este foarte faină experiența pentru participanți. Aceștia putând fi în număr destul de mare, putând fi de categorii diferite, iar durata activității este relativ mare și nu se încadrează neapărat într-o oră normală de clasă, dar poate fi folosită în săptămâna verde. În schimb, după cum vă spuneam, orice parte de teorie, activitate practică, necesită și zona de reflexie, acel debriefing care e foarte relevant pentru sedimentarea atitudinilor pe care ni le dorim și pe care vă invităm foarte, foarte mult să-l utilizați. Am mers foarte, foarte repede. Pentru mai multe detalii, vă invit să intrați pe Viitor Plus slash educaționale și să găsiți acolo mai multe materiale pe care le puteți descărca și pentru orice neclarități ne puteți contacta pe adresele de e-mail. Până atunci, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți aici și pentru că vreți să faceți un viitor mai bun pentru elevii voștri și pentru comunitățile din care faceți parte. Și am să predau legătura către colega mea, Alina, de la ProPark, care și ea v-a pregătit o mică prezentare despre materialele și despre programele ProPark. Alina? Mulțumesc. Să fac și eu un share screen.
materialului pregătit. Poze, se pare că nu colaborează cu mine de parcurs. Am reușit. Bună din nou, eu sunt Alina Paraschiv, cum am zis și la început, lucrez la propria Fundația pentru Arii Protejate, care este un principal furnizor de pregătire profesională pentru cei care lucrează în arile protejate și conservare, dar în tot acest ansamblu avem și componenta de educație. Ca și fundament al activității ProParc este faptul că natura este la baza tuturor lucrurilor, este fundamentul a tot ceea ce ne înconjoară și fără natură noi ca individ nu putem exista și drept urmare noi ca individ trebuie să învățăm să avem grijă de natură, având în vedere că sunt toate semnalele care ne arată că natura merge într-o direcție nu tocmai ok, drept urmare schimbările climatice sunt o realitate. Dar bănuiesc că astea sunt conștientizate din ce în ce mai mult de către fiecare individ în parte și la urmă urmei ține de noi să adoptăm comportamente și acțiuni ca să reducă tot ceea ce dăunează mediului înconjurător, astfel încât într-un viitor să ne fie nouă bine. Despre tot ce înseamnă mediu, schimbări climatice, cum ne afectează acestea, sunt foarte multe resurse în zilele noastre, ONG-uri, raporturi științifice, site-uri ale guvernului, o să, nu numai, mass media, universități și instituții academice, social media, deci practic suntem inundați de informații. De aceea este foarte important să verificăm aceste surse și să fim critici asupra lor și să luăm deciziile corecte în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător. În ceea ce privește activitatea noastră în educație, o să prezint câteva dintre programele pe care le avem noi sau dintre proiectele pe care le avem noi și o să mă opresc asupra unui proiect, proiectul la care sunt eu coordonator, proiectul Activăm Viitor Lider pentru Protecția Naturii. Este un proiect foarte drag mie, unde am avut o mulțime de activități în care au fost implicați tineri de liceu, frumoși, deștepți, tot ce avem nevoie pentru ca viitorul acestei țări să fie din ce în ce mai bun. Unul dintre programele desfășurate de ProParc este programul Comoara din Mulții Făgărași. În acest program s-a pus accent pe proiecte de explorare și descoperirea valorilor naturale și culturale ale zonei. În afara mediului școlar au avut loc și activități la clasă și activități în afara clasei. Câștigătorii au fost recompensați cu tabere de vară și excursii în natură, totul, bineînțeles, punând accent pe a înțelege ce înseamnă natura, a înțelege ce înseamnă mediul înconjurător și a conștientiza cât de importante sunt acestea. Un alt program sunt cursurile gratuite
pentru profesori, educator pentru natură. Acestea sunt sesiuni de instruire pentru profesori, unde aceștia sunt duși prin tot felul de activități și tehnici, care apoi preluate să fie folosite în activitatea lor cu elevii. S-a pus accent pe interactivitate și prezentare a unor elemente naturale, plante, animale, habitate. Un alt program este ProPark Adventure Race Family and Friends. Este un concept de adventure care permite familiilor cu copii, anul ăsta chiar a fost obligatoriu existența unui copil în echipă, de fapt și anul trecut, astfel încât aceștia să urmeze un traseu în zona metropolitană Brașov. Acest traseu a fost un traseu cu puncte de control unde participanții au interacționat cu oameni din cadrul arilor care lucrează în arii protejate sau care aduc cu ei un element de cultură din zona noastră. Iarăși, scopul acestei competiții a fost de a promova conștientizarea și protejarea mediului înconjurător. Și proiectul Activăm Viitor Lider pentru Protecția Naturii este un proiect care își propune la propriu creșterea de viitori lideri. Tinerii participanți în proiect au participat la un program de leadership, dorindu-se să lase moștenire și fiind canalizați, sau încercăm să-i canalizăm către acest lucru, să lase instruire, să lase moștenire generațiilor următoare această dorință de a proteja natura și de a fi implicați în activități de genul ăsta. În sensul că o să vă povestesc un pic despre program pentru a înțelege mai bine la ce mă refer. Programul a debutat cu o caravană în 16 licee din țară, unde s-au desfășurat activități în care au fost implicați traineri și cei care lucrează în arii naturale protejate. Au fost folosiți pentru a atrage tinerii ochelari VR, unde au fost redate niște filmulețe scurte cu probleme din zonele unde s-au desfășurat aceste activități. În urma acestei caravane s-a desfășurat un concurs la care unde au câștigat 6 licee. Aceste 6 licee au participat la tabere de instruire pentru tineri lideri din protecția mediului. În aceste tabere s-au desfășurat activități de la a înțelege ce înseamnă mediu, au fost invitați iarăși cei din ariile protejate, pentru a înțelege care este impactul lor ca individ asupra mediului și pentru a se implica din ce în ce mai activ în diverse probleme din zona lor. Tinerii din 5 licee, din cele 6, s-au constituit în consilii științifice și consilii consultative ale tinerilor, similare cu celor care există în parcurile naturale sau naționale. Iar scopul este de a elabora 5 scrisori de poziții argumentate. Aceste scrisori vor fi preluate de elevii din liceul din București, care constituie cabinetul consilierilor de tineret, ce urmează să dezvolte 2 decizii de poziție ce vor fi prezentate la minister. Practic, prin acest proiect, cumva s-a urmărit
un traseu legislativ, dacă aș putea spune așa, un traseu care poate fi urmat în cazul în care ia naștere o lege. Elevii din cele 5 licee vor elabora aceste 5 scrisori de poziție, analizând împreună cu noi, ProPark, și cu ajutorul unor cu ajutorul celor 5 arii naturale protejate care nu sunt partenere în acest proiect, analizează probleme reale din zona lor, ei constituindu-se, cum am zis, în consilii științifice și consilii consultative similare celor de lângă parc. Spre exemplu, una dintre problemele analizate este conflictul om-animal. Și atunci, prin acest demers, ei înțeleg mult mai bine cu ce se confruntă comunitatea, cu ce se confruntă o arie protejată, care este procesul de a face lucrurile să funcționeze între cele două și a transmite mai departe aceste cunoștințe. Se pune accent foarte mult pe transmiterea mai departe a ceea ce au dobândit ei în proiect. Ei au fost întotdeauna în contact cu noi și s-au constituit tot felul de canale de comunicare, au fost întotdeauna în contact cu cei de la parcuri, s-au făcut întâlniri, discuții, excursii în natură. În urma tuturor demersurilor a discuțiilor, ceea ce și-au dorit elevii în acest program, am făcut cele din 5 licee, din păcate nu toate s-au instalat încă, un colț tematic care se dorește a deveni colțul parcului și nu numai, unde a fost instalat un televizor, un gadget interactiv, astfel încât acolo elevii să se poată desfășura pentru diverse activități, nu numai cele legate de mediu. Acest instrument are un content care permite să fie accesate tot felul de informații legate de mediu, de ariile protejate, de aria protejată din proximitate, în principiu. Ei pot să modifice, de fapt să adauge la acest content ce consideră ei că îi poate ajuta. Și acesta este unul din instrumentele de educație care a fost creat prin acest program. După prezentarea celor două decizii la Ministerul Mediului, se va organiza o excursie cu 10 elevi din proiect la Bruxelles. Cum am zis, se urmărește oarecum o traiectorie a unui flux legislativ. Ca și instrument de educație, în cadrul acestui proiect, am mai luat naștere unui escape tent, care este sub forma unui escape room. Acest escape room poate fi făcut și într-o sală de clasă, în principiu. Escape room care l-am denumit Aventura Salvării Planetei, extraterestrii reprezentând, de fapt, amenințările climatice și cei care intră în joc trebuie să folosească tot felul de elemente din natură. Există un panou cu lanțul trofic pe care trebuie să-l rezolve, astfel încât să salveze planeta. Am trecut și eu destul de repede prin toată prezentarea. Materiale pentru Săptămâna Verde, pentru că la un moment dat toată lumea are această presiune, cel puțin profesorii, cred că sunt destul de multe. Și pot fi accesate
mai mult sau mai puțin ușor. Spre exemplu, parcurile naturale sau naționale au și ele componenta de educație și permit vizite la sediul administrației, astfel încât elevii să învețe despre natură, despre cât de importantă este o arie naturală, o arie protejată. Ce am făcut noi cu elevii din programele noastre de educație au fost, într-adevăr, tururi ghidate, s-au vizitat centrele de vizitare ale parcurilor naturale și naționale, s-au făcut drumeții în natură, s-au făcut prelegeri și prezentări, inclusiv în cadrul proiectului Activăm Viitor Lider. La un moment dat am făcut o sesiune de genul debate. Și tema a fost de ce sunt importante sau nu hainele de firmă, pentru că s-a considerat că este un subiect care îi va atrage pe tineri, fiind elevi de liceu, și s-au împărțit efectiv pe sistemul debate-ului din Statele Unite, pe sistemul pe care l-am întâlnit acolo sau pe care știm de acolo. S-au împărțit în echipa pro, în echipa contra și un juriu. Li s-au dat niște materiale anterior pentru a studia și au fost rugați să își exprime ideile pro sau contra. Și a ieșit un lucru destul de interesant și frumos. Acest gen de debate se poate face pe orice temă și prinde din ce în ce mai bine, pentru că le pune creativitatea la contribuție, cunoștințele îi atrag genul ăsta, cel puțin pe elevii din proiect i-au atras genul ăsta de debate-uri. Activități ce se mai pot desfășura în Săptămâna Verde, concursuri, expoziții, se pot crea parteneriate cu diverse ONG-uri, se pot crea parteneriate cu parcurile naturale sau naționale, ateliere de reciclare, jocuri și activități educaționale. Noi pe ProParc avem o bibliotecă destinată profesorilor, poate fi accesată. Avem și o serie de filmulețe educaționale care pot fi folosite ca material didactic. Ca și resurse și activități, sunt publicații educaționale online, ONG-uri și organizații de mediu, biblioteci și centre educaționale, instituțiile de cercetare și muzeele naturii, comunitatea locală poate fi o sursă de activități, mai ales pe partea culturală, care implică elemente de natură și mediu. Se poate colabora cu alți profesori. De multe ori, profesorii, când colaborează, ies lucruri foarte, foarte frumoase. Am trecut aici câteva surse de informare. Site-ul nostru, cei de la SHUBS, cu care colaborăm și care sunt specializați pe educație. Noi am folosit în activitățile noastre și când am ajuns la ProPark, este una dintre primele cărți pe care am răsfoit-o, citit-o, referitor la activități ce se pot desfășura cu elevii la clasă. Și chiar sunt aplicabile numai legate de componenta de mediu. Pot fi, din punctul meu de vedere, activitățile din cartea Să împărtășim bucuria naturii pot fi pliate pe orice fel de subiect. Eu am fost foarte încântată de această carte, de aceea o prezint cu atâta căldură poate. Filmele realizate de David Attenborough, producțiile din campania Natura Vorbește, nu știu dacă vă sunt cunoscute, dar pot fi puse la clasă și au un impact destul de puternic. Iarăși, site-urile parcurilor naturale și naționale sunt pline de materiale. Bun, cam asta
A fost prezentarea mea, a trecut destul de rapid, iar cred că dacă acționăm împreună, o să avem parte de un viitor mai bun, iar tinerii care vin după noi prezintă un potențial extraordinar dacă sunt canalizați cum trebuie, sunt inteligenți, sunt frumoși, au tot ce le trebuie. Mulțumesc! Alina Tiberiu, vă mulțumesc tare mult pentru că ați împărtășit cu noi atât de multe resurse și atât de multe idei. Eu am rămas cu gândul la acel acum cu care a început Tiberiu prezentarea sa, ca fiind cel mai bun moment în care putem să facem ceva. După aia mi-au rămas cele 70.000 de ore de voluntariat pe care le-au făcut tinerii în programele voastre. Am reținut că atunci când vorbim despre informații de mediu, le verificăm din trei surse. Bine, ar fi să o facem tot timpul. Am rămas cu activități la cheie pentru Săptămâna Verde, biblioteca ProPark pentru profesori. Am rămas cu atât de multe lucruri, reducere, reutilizare, reciclare. Doamne, sunt multe idei care îmi circulă prin cap. Cred că e un moment bun să luăm câteva întrebări de la participanții noștri. Pentru Alina, cineva întreabă cum poate urma un profesor cursul Educator pentru Natură. Unde trebuie să se ducă, unde trebuie să se informeze, cum selectați participanții? Cursul Educator pentru Natură este partea unui proiect. Ele se desfășoară de câteva ori pe an, principiul într-un areal delimitat, dar cel mai bine de trimis un mail colegei mele. Pot să dau mail-ul. Haideți să-l trecem în prezentare, în prezentare pe care ambele prezentări, am uitat să spun, se vor găsi în pavletul general al festivalului până la sfârșitul zilei, astfel încât toți cei interesanți să poată revedea informațiile și să se ducă exact la linkurile către resurse. Deci, de luat legătura cu ProPark, eu o să transmit informația, o să și transmit informația colegei mele în ceea ce privește, sunt oameni interesați și dacă va lua legătura cu noi, îi vom răspunde cu siguranță. Mulțumesc. Asta a anticipat cumva întrebarea pe care o aveam eu în minte, și anume dacă profesorii din comunitatea noastră vi se pot adresa direct în cazul în care sunt interesați de anumite programe sau poate își doresc să colaboreze cu voi și cu organizațiile voastre. Ce trebuie să facă? Un simplu e-mail și de acolo se deschide legătura. Deci, în principiu, da, un e-mail și apoi discutăm cu cei interesați. Groza. De asemenea, cred că tot pentru Alina este o întrebare legată de cum pot participa elevii în taberele din cadrul proiectului Activăm Viitor Lideri. Aceste tabere au fost destinate strict elevilor din acest proiect. Vor mai fi tabere, probabil în cadrul altor proiecte, iarăși de luat legătura cu noi pentru a răspunde pe situația și pe speța pe care o are persoana care a întrebat. Ok. Mulțumesc. O întrebare pentru Tiberiu. Spuneai la un moment dat că în cadrul proiectului Adoptă un copac, veniți cu puieții. Sau Da. oferiți puieții. Mie mi-a captat atenția foarte tare. Orice școală, orice profesor din țară vi se poate adresa? Da, avem, vă dați seama, un număr limitat de pachete. Din ce știu, pentru perioada de toamnă suntem aproape la numărul maxim pe care putem să-l furnizăm, dar în general îl furnizăm, va veni și plantarea din primăvară. În general furnizăm după ce avem o discuție și o înscriere din partea școlii respective, intrat pe site-ul Adoptă un copac, și în funcție de zona acelei școli, pentru că altceva plantăm la câmpie, altceva plantăm la deal sau podiș și altceva la munte. Încercăm să avem o rată de prindere cât se poate de mare și totodată să devină o activitate practică educativă pentru elevii respectivi, furnizând puieții și ghidul de plantare.
indiferent de școală și de unde se află în țară. Mulțumesc. Uitându-mă peste comentarii, cineva spune că va prelua târgul de economie circulară. De asemenea, cineva ne spune că crede în ziua verde a fiecărei zile, mai mult decât în săptămâna verde, cred în exercițiul zilnic al aruncării la coșul de gunoi al clasei, a resturilor menajere, a reciclării hârtiei la școală. Mulțumim pentru idei. Și acum o întrebare de la mine, pentru amândoi puteți răspunde în oricare ordine vă este confortabilă. Cum combatem totuși scepticismul, neîncrederea în aceste mici gesturi a colectării selective a gunoiului, a face economie de apă, știu eu, a nu lăsa robinetul să curgă așa la întâmplare, a ne scoate încărcătoarele din priză atunci când nu le folosim, micile gesturi a reutilizării lucrurilor, pentru că zi de zi ne lovim și de asemenea atitudini. Știu eu, sunt, hai că gestul meu e prea puțin ca să conteze în economia generală a vieții. Eu o să dau un răspuns cumva dintr-un alt unghi. Dacă vrem să dezvoltăm un obicei sustenabil, acel obicei nu se dezvoltă imediat, durează. Și chiar vă invit să citiți cartea Atomic Habits, e foarte faină în zona de dezvoltare de obiceiuri, în special dacă ne dorim obiceiuri sustenabile. De obicei, cred că cea mai bună variantă este exemplu personal, odată, și crearea de comunități care gândesc la fel și se comportă la fel. Pentru că învățăm și tineri învață cel mai bine de la egal la egal, de la elev la elev, de la tânăr la tânăr. Și atunci, cumva, dacă reușim să ajutăm câțiva să fie lideri în comunitățile lor, îi vor dezvolta și pe ceilalți. La fel și între adulți, un exemplu propriu și personal. Și există lucruri mărunte pe care putem să le facem personal. Primul lucru este acela al reducerii. Trebuie să ne punem întrebarea, chiar avem nevoie de lucrul acela? Adică e musai pentru noi? Putem să facem alegeri și poate ieșite din comun să folosim plasticul. Nu vreau să demonizez plasticul. Plasticul este util pentru zona medicală, dar nu plasticul de unică folosință. Și întrebarea este, chiar am nevoie de petul acela de apă sau pot să vin cu sticluța de acasă? Și astea sunt lucruri mărunte. Și ele se adună. Deci, întotdeauna zona de reducere, din punctul meu de vedere, este primul pas pe care putem să-l facem, pentru că reducere înseamnă că nu mai folosim resursa respectivă deloc. Este cel mai important. Când ajunge deja la reciclare, s-a folosit resursă pentru excavare sau, mă rog, extracție de petrol, de procesare, de transport, de marketing, etc., etc. Primul lucru este să renunțăm la ceva. Chiar am nevoie de acel lucru, am reținut. Alina? Nativia a spus foarte bine. Informare. Aș invita pe toți să se informeze ce înseamnă să folosesc un recipient de plastic, ce resurse sunt în spate, ce înseamnă să las apa deschisă mai mult decât trebuie. Și, într-adevăr, testul nostru individual poate considerăm că nu contează, dar unit cu gesturile individuale sau cu modul de a trăi a celorlalți pot face diferența. Unde sunt mulți, puterea crește. Poate fi văzut și așa. Mulțumesc. Mai Avem am un lucru câteva. de adăugat, dacă Sigur. îmi permiți. Putem să facem foarte multe lucruri individual, dar uneori este nevoie să punem presiune și pe sistem. Și chiar invit la presiune și pe sistem, pentru că putem să facem foarte multe lucruri individual, dar avem nevoie și de susținere în direcția respectivă. Mulțumesc. Avem o întrebare foarte specifică, dacă profesorii cadrele didactice din Republica Moldova pot participa în programele voastre. Până acum, în programele prezentate, nu am avut profesori din Republica Moldova, dar se poate scrie să vedem ce posibilități găsim, dacă găsim posibilități. Și din punctul nostru de vedere, am avut relativ puține colaborări cu personal didactic din Republica Moldova, în special pe zona de formare prin webinarii, pentru că internetul nu are granițe. În schimb, pe anumite zone de tipul transfer de puieți sau e complicat.
Acolo se complică puțin lucrurile pentru că necesită tranzitarea unei granițe. Dar în zona de formare, de uzitare a materialelor, de participare la webinarii, la materialele pe care le avem în online pe zona de formare, cu mare drag, sunt valabile pentru absolut oricine le dorește și ne dorim să le traducem și în alte limbi sau în limbi ale minorităților naționale, pentru că e nevoie și de asta. Mulțumesc. Dacă cineva, nu știu, dintre noi se află la început sau dacă află pentru prima dată, sau poate nu știe foarte multe lucruri despre impactul pe care comportamentul nostru și îl are asupra mediului, de unde să înceapă? De unde începem? Și de unde începem sau cum începem să le vorbim copiilor, elevilor, despre impactul pe care atitudinea lor față de mediu, comportamentul lor de zi cu zi îl poate avea asupra mediului? Aceasta e ultima întrebare, promit. Cum am început și prezentarea, se pune accent pe natura la baza economicului și socialului. Bineînțeles, adaptat acest lucru categoriei de vârstă. Și atunci, de început discuția cu orice persoană, indiferent de vârstă, cât de importantă este natura. Fără ea nu am existat nici noi. Fără ea nu ne-ar fi bine nouă. Și atunci, dacă întoarcem grija către natură, și natura ne va răsplăti. Mulțumesc, Alina. Eu o să abordez întrebarea din două direcții. Una, dacă mă refer la cadrul didactic care este la început și nu știe de unde să înceapă să lucreze cu elevii săi, aș recomanda utilizarea unor metode deja testate de alții, care funcționează, și poziționarea cadrului didactic ca facilitator, nu expert. E ok să nu știm foarte multe în domeniul respectiv. Dacă este o activitate experiențială prin care trecem clasa sau grupul de elevi cu care lucrăm, ca ei să-și tragă niște concluzii proprii într-o anumită direcție, atingând anumite obiective de învățare din sesiunea respectivă. E ok. Știu că este dificil, în calitate de cadru didactic format acolo eram format să știu în clasă, dar acum poziționarea pe care vreau să o recomand este aceea de facilitator. În partea cealaltă, dacă elevii sunt la primul contact, să începem cu începutul. Începutul fiind aceste concepte de bază. Ce înseamnă natură pentru mine și cum o protejez, și mă refer la arealele naturale din comunitate și din zonă. Conceptul de reducere și reutilizare și reciclare, dacă este cazul, lucrurile de bază. Trebuie să ne gândim ce trebuie să știe un cetățean care aduce plus valoare în societate. Și să pornim de acolo, să pornim de la întrebarea, să facem o analiză a ceea ce știu și după care să planificăm. Uneori sărim etapa de analiză și e păcat. E greu dacă nu facem analiză de început să facem și evaluare a impactului educațional ulterior. Mulțumesc tare mult și pentru că mai avem doar 2 minute, din păcate, și ne apropiem de final, aș dori, dacă doriți și voi, să finalizăm cu un gând de la voi către cei care ne-au urmărit până acum. În ce ordine doriți? Da, prezent. Scuze. Te rog, Alina. Am prezentat cumva gândul în ultimul slide al prezentării mele. Să acționăm împreună pentru un viitor mai bun pentru toți. Chiar cred în a acționa împreună, în a te coaliza pentru un scop. Mulțumesc. Eu vreau să spun mulțumesc. Mulțumesc cadrelor didactice în numele elevilor. Știu că de multe ori cadrele didactice formează oameni, formează viitori, oameni care performează în societatea noastră și rar se întâmplă să vină un mulțumesc sau mai rar se întâmplă să vină un mulțumesc. Și vreau să vă mulțumesc în numele elevilor voștri, pentru că sunteți aici și că vreți să fiți mai buni, cea mai bună versiune a voastră pentru ei. Și închei cu cam același lucru cu care am început, cu haideți să plantăm copacii aceia metaforici acum
pentru că acum e nevoie de acțiune în orice direcție pe care decidem că vrem să dezvoltăm tineri. Ei sunt viitorul. Vă mulțumesc amândurora, Alina, Tiberiu, mulțumesc tare mult pentru contribuția voastră, mulțumesc și celor care ne-au privit și ne-au împărtășit impresii și întrebări. Gândul meu este tot așa, că doar împreună putem proteja natura și planeta. Pentru participanții la festival urmează pe această scenă o pauză de 30 de minute. După care vom reveni cu sesiunea înregistrată, activități de testat la clasă, la ora de educație pentru cetățenie democratică. Iată, continuăm ziua cetățeniei democratice. Vă mulțumesc încă o dată tuturor. Haideți să plantăm un copac acum. Toate cele bune, zi bună!